În această săptămână au început procedurile pentru organizarea unui nou concurs la nivel național în vederea ocupării funcțiilor de conducere în unitățile de învățământ. Concursul anterior s-a desfășurat în ultima parte a anului trecut, iar după acesta, în județul Hunedoara, au rămas disponibile 68 de funcții de director sau director adjunct de școală. Da, este vorba de 68 de locuri, așa cum a spus, sunt ocupate, posturi de director și director adjunct care au rămas vacante în urma sesiunii anterioare din septembrie-ianuarie 2021. Și în acest context, Ministerul a publicat în monitorul oficial din 17 ianuarie ordinul 3026, care completează celălalt ordin 4596 din august 2021 privitor la metodologie, la calendarul și bibliografia de concurs. În acest context, începând cu data de 18 ianuarie, s-a declanșat concursul pentru ocuparea posturilor de care v-am spus, care se va lungi până în 4 aprilie. În data de 4 aprilie vor fi emise deciziile de numire care vor intra în vigoare începând cu data de 18 aprilie. Actuala procedură de concurs nu a suferit modificări față de cea anterioară, iar cei care doresc să candideze pentru funcțiile de conducere vacante în unitățile de învățământ din județul Hunedoara trebuie să-și depună dosarul până în data de 25 ianuarie, urmând ca în luna februarie să susțină proba scrisă, iar în luna martie cea de interviu. Așa cum se știe, nu sunt modificări importante față de concursul anterior. Sunt două în perioada imediat următoare. 19-25 ianuarie este perioada de înscriere. Așteptăm colegii noștri să se înscrie pe cea platformă a Ministerului Educației. Ei cunosc acest lucru, la fel s-a desfășurat și pe sesiunea anterioară. Sunt două momente cheie ale concursului. Este vorba de proba scrisă care se va da în 18 februarie și proba de interviu care se va derula în perioada 16-25 martie. La examenul de anul trecut s-au înscris 186 de candidați, dintre care la proba scrisă s-au prezentat 172. Dintre aceștia, doar 117 au obținut o notă mai mare de 7, condiție minimă pentru a trece în etapa a doua a concursului, cea a interviului. Iar în urma interviului au fost ocupate doar 103 din cele 171 de funcții de conducere la nivel de unități școlare.